E ceva de urcat, însă cu mici pauze reușim noi. Se pare că are loc o schimbare de gardă sau ceva de genul aici la Palat. Bate vântul extrem de tare aici sus. Am urcat aproximativ 141 de metri. În fața noastră se află catedrala din Monaco. Haideți să vedem și prețurile locale. Am mai luat și niște prăjiturile. Adam și Eva, ia uitați. Nu știu dacă se vede, 1981 Adam și Eva sau cred că atunci au fost făcute aceste, nu știu, manechine, nu știu cum să-i numesc, statuete, da. Niște ceasuri amărâte pe care nu apare prețul. Aș fi dorit să văd un preț așa din ăla nebun. Ăsta e un Rolex pe lângă casino pe aici. Dar chiar nu apare prețul. Bănuiesc că sunt extrem de scumpe, au ceva pietre pe ele. Noi n-am reușit să dăm de mașinile alea frumoase, super mega scumpe, pentru că probabil v-am mai zis, milionarii dorm la ora asta, nu? Pizza 28 de euro, 38 de euro bruschete, o pizza diavolo 24 de euro. V-am arătat câteva prețuri înainte, mi se par super, super exagerate la modul porție de paste 30, 40, 50 de euro. Pentru câștigurile lor, veniturile lor, nu e deloc scump. E scump pentru noi, muritorii de rând. Dar pentru ei, da, nu e scump. Nu are cum să fie scump. Facem sport, de asta am venit, nu? Să facem sport. Ne-a zis, am întrebat pe cineva și ne-a spus faptul că trebuie să luăm un bus până sus. Noi ca de obicei ne încăpățânăm să nu luăm și să urcăm pe picioarele noastre. Tot în zona asta cred că trebuie să fie și orașul vechi, Monacoville. E ceva de urcat, însă cu mici pauze reușim noi. Tot aici este și un viewpoint de unde sperăm să vedem Monaco, de la cel mai înalt nivel. Superb asupra Monaco. Superb, superb, superb cu portul. €3 un magnet de frigider. Monaco. €8 șapcă. Monte Carlo. Se pare că are loc o schimbare de gardă sau ceva de genul aici la Palat. Sau nu, pur și simplu patrulează. Bate vântul extrem de tare aici sus. Am urcat aproximativ 141 de metri pentru a ajunge la Palatul Principal, catedrala, dar și oceanograficul. Ceea ce ați văzut mai devreme nu este un schimb de gardă. Schimb de gardă are loc dimineața la ora 11:30. Pur și simplu
patrulau sau ceva de genul. Sper să ne auzim datorită vântului. Haideți să vizităm oceanograficul. Cât de frumoase sunt toate aceeași culoare. E superb. Am vrut să vizităm Palatul Princial, se pare că este închis, ne-am dus acolo la tichete și am întrebat și ne-a spus că este it's closed, sorry. Deși programul arăta că este deschis de la ora 10 până la ora 6 seara. Mergem la grădină, la grădina exotică și la catedrală până una alta. Fața noastră se află catedrala din Monaco. Haideți să vedem dacă trebuie să plătim ceva. Din ce am înțeles ar fi gratis, dar să vedem dacă se confirmă lucrul acesta. Catedrala a fost construită între anii 1875-1903. See?
fapt este bucătăria peștilor. Aici le prepară mâncarea. Am văzut că le prepară din scoici, din creveți și pești. Nava? Da, o văzui. A, e de acolo, de fara. If you try to disperse the swarms, they will immediately form again.
let's try. Oceanografic de aici, din Monaco. Bate vântul foarte, foarte tare. Sper să ne auzim. Sper să mă auziți. Ne ducem să ne pierdem, să vizităm de fapt partea veche a Monacoului. Ne-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Dar haideți să vedem și străduțele. Monaco, Monaco, turistur. Am fost și la grădina exotică de aici din Monaco, nu ne-a dat pe spate foarte, foarte mult, de aceea nici nu am filmat, am luat doar câteva cadre. Ha. Ne plângeam că nu găsim mașină. Haideți să vedem și prețurile locale. 5 euro o gentuță din aceasta. Pentru copii 5-7 euro, depinde. 10 euro aceasta. O șapcă 10 euro. Un magnet 2 euro. O minge 14 euro. Niște huse 7 euro aici cu Monaco, șapcă cu Monaco, 5 euro, un magnet
15 euro, un tricou 22 de euro acesta. Ia uite și aici, niște mâncări. Sandwich, 5 euro, o baghetă. Suc, 3 euro la pahar mic, 6 euro pe kebab. Ce tare e poziționat restaurantul ăsta. O focaccia 6 euro, pizza 10, 14 euro. Au foarte, foarte, foarte multe sandwich-uri din acestea făcute, deja făcute. Probabil pentru că e zona de așa natură. O să încercăm și noi unul să vedem cum este. Bate vântul foarte tare, sper că mă auziți, sper că mă aud, că mă înțeleg. Cât e, mă, de asta e? Să-i luam nevastă mea. 18 euro, pălărie. Ia să vedem pizzeria asta, ce prețuri au. 3 euro cola, orice sub 3 euro. 2 euro nesti. Ce? Ok. Ok, mi-am luat un kebab. Conține carne de porc. Kebab, carne de porc. Hai să vedem cum este, ce gustare. Nu simt carnea de kebab încă. Îmi place pâinea, e genială. E bun, dar nu mă duc pe pat. Mâncăm repede și mergem la cameră. Cum e părerea ta, sinceră? Pâinea îmi place foarte mult. Șnițel este un șnițel normal de pui. La 5 euro Monaco mi se pare un preț bun. Deci sandwich-ul meu cu pui a fost 6,50 €. Alu Bogdan tot 6,50 € și apa 2,50 €. În total 15,50. 15,50 pentru un sandwich și o apă. Slăbuț. Am văzut că palatul nu poate fi vizitat în perioada asta. Asta este închis. De aceea noi n-am putut să-l vizităm. Asta e ghinionul nostru. Cred că din aprilie, din ce am văzut, din aprilie până în octombrie poate fi vizitat. Așa că dacă aveți de gând să vizitați palatul de aici, din Monaco, nu veniți în februarie, veniți în aprilie, din aprilie încolo. Înapoi la gara noastră, cea de toate zilele. Nu vrem să mai pierdem timpul, așa că mergem să luăm trenul. Am ajuns și în cameră și ne-am luat de la supermarket o băutură Ucha Kombucha. E așa ceva, e de sticlă, sticlă. Și spune că e bio, dar sincer chiar nu-mi dau seama, scrie numai în franceză și nu-mi dau seama ce poate să fie, ce băutură poate să fie, nu știu. Nu înțeleg. Apare acidulată. Recunosc gustul ăsta de undeva. Nu-mi dau seama, jur. Trebuie să traduc, că sunt curios acum. Chiar nu-mi dau seama. Este produs în Franța. Nu, e un fruct de care nu-mi dau seama, chiar nu-mi dau seama. Seamănă cu smochinele, parcă, cumva, dar nu, ceva de genul. Și este acidulată, dar nu mă dă pe spate, sincer. Nu știu, dar nu e foarte dulce. Am luat o bere de-a lor, 1664, o blondă din origine franceză. Așa, și am mai luat și soția aici, e o băutură, cred că e ceva cu vodka, french și... Un cocktail. Cred că e, da, e un fel de cocktail, ceva de genul. Cu caise, cu ghimbir. Ok, până în alta am mai luat și niște răturile. Cu bezea și cu cremă de vanilie cu zmeură. Uh-huh. Hai să vedem pe asta cum e cu bezea. Dulce acrișoară.
E bun, îmi place. Mm-hmm. Acrișoară, acrișoară. Ce prăjitură fie aia. Tarta asta, asta trebuie să fie bună. Ok, mai bună. Mâine încercăm ceva cu ciocolată. Hai să le încerc și eu. Stai puțin. Hai să facem berea asta, că pe asta o beau. După dulce, ce e? Merge și după dulce. Aia și care e faza? Aici am văzut, cred că are 2,2% alcool. Vă dați seama, o bere normală are 4,4, 4,5, 5, să zic așa. Asta are 2,2, a jumătate. Bă, e bună, îmi place. E chiar bună. Îmi place. Sper să nu vărs. Hai să vedem și... Părerea mea despre prăjituri. Hai să începem cu asta. Să începem cu asta de spui tu că nu prea e bună. Acrișoară, mie mi s-a părut acrișoară bine, rău. Acum, când se pare? Crema asta galbenă e acrișoară. Da, clar. Asta e dulce. Mamă, mamă, ce gust nașpa. Asta da, asta e bună. E bună, da? Asta chiar e bună. Hai să vedem cum e cocktailul tău. Nici o să nu mă duc pe spate. E bun, da, cu e apă minerală, cu, într-adevăr, cu piersici, cu ghimbir. Și zic ei vodka, dar nu, nu are gust de vodka. Nu simt alcoolul deloc. Nu simt nici măcar... Slabă rău, stai să mai au gură să-mi dau seama. Nici nu cred că are alcool. Da, păi are 5% alcool, ce-i? 5% e cât o bere. Dar nu se simt, nu-mi place, nu-mi place. Am dat greș. Cred că asta e ca berea noastră super slabă. Nu știu, nu-mi place. Asta e. O beau, că dacă nu vrea ea, o beau eu. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Monaco a fost superb, ne-a plăcut mult de tot. Am vizitat în mare cele mai importante obiective turistice. Mâine vrem să mergem, voiam să mergem la EZ, dar EZ vrem să-l facem cu Nisa, pentru că sunt împreună. Și o să lăsăm pe sâmbătă, când o să fie din nou acele proteste, pentru că vrem să profităm din plin de mijlocul ăsta de transport în comun pe care îl avem acum și faptul că nu sunt decalate cursele, și o să ne ducem la Cannes, Antibes, zilele următoare. Deci probabil că mâine o să mergem la Cannes. Biletul de tren până la Cannes este în jur de 15,50 euro de aici din Nisa. Pentru două persoane o să plătim undeva la 30 de euro, 30-31 de euro. Mi se pare destul de scump, dar cred că asta este varianta cea mai bună, pentru că așa putem să ajungem foarte, foarte repede la Cannes. Așadar și prin urmare, mâine ne vedem cu un nou vlog la Cannes. Până atunci, aveți grijă de voi și vă pupăm și vă mulțumim foarte mult. Încercați să vă abonați pentru că ne ajutați și pe noi foarte, foarte mult. Și dați un like și un comentariu și spuneți-ne ce părere ați avut voi de Monaco, cum vi se par prețurile și dacă v-a plăcut priveliștea în general, tot ce am văzut pe acolo, prin Monaco. Pa!